Stimați telespectatori și radioascultători, Radio Media Cimeșlia, țin să vă aduc la cunoștință succint și componența consiliilor locale. Și vom începe cu, evident, cu cea mai mare localitate, este vorba de orașul Cimeșlia. Așadar, în orașul Cimeșlia, consilierii locali sunt de la acum, da și pas, 23,89%. PSRM 17,68%, PDM 15,92% și Partidul Popular Șor 10,9%, PLDM 9,1% și candidat independent Ion Țurcanu 8,55%. Ulterior au acumulat mai puțin de 4% din alegători pentru funcția de consilieri. Potrivit procesului verbal, privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor la Consiliul Orășenesc Cimeșlia din 20 octombrie 2019, semnat și ștampilat de către persoanele respective responsabile, avem informația deja și cine sunt acești consilieri pentru orașul Cimeșlia, și anume Andronache Sergiu, blocul Acum, Grosu Ghenadie, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Olărescu Mihail, Partidul Democrat din Moldova, Aramă Tatiana, blocul electoral Acum, Cârlan Victoria, Partidul Șor, Răileanu Gheorghe, PLDM, Cicate Nicolae, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Țurcanu Ion, candidat independent, Borodin Larisa, Partidul Democrat din Moldova, Presăcaru Sergiu, blocul Acum, Crăciunel Dumitru, blocul Acum, Mazur Iurie, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Buțan Alexandru, Partidul Politic Șor, Tatiana Comerzan, Partidul Democrat din Moldova, Pavel Aramă, blocul Acum, Olga Gorban, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Irina Rusu, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Elena Pleșca, Partidul Democrat din Moldova, Sergiu Suhan, blocul Acum, Vasile Melente, Partidul Popular European din Moldova, Sergiu Crăciunel, candidat independent, Victoria Ciobanu, Partidul Politic Șor, și Vyacheslav Moleșteanu, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Astfel sunt 23 de consilieri în Consiliul Orășenesc Cimeșlia. Așadar, putem spune cu certitudine, conform șirului descrescător, câți consilieri va avea Consiliul Orășenesc Cimeșlia și din partea căror formațiuni. Din cei 23 de consilieri al Consiliului Orășenesc Cimeșlia, 6 sunt de la blocul Acum, 5 sunt de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, 4 sunt de la Partidul Democrat din Moldova, 3 sunt de la Partidul Șor, 2 sunt de la Partidul Liberal Democrat din Moldova, 2 sunt independenți și unul este de la Partidul Popular European din Moldova. Repet, blocul Acum în Consiliul Orășenesc Cimeșlia va avea 6 consilieri, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 5 consilieri, Partidul Democrat din Moldova 4 consilieri, Partidul Șor 3 consilieri, PLDM 2 consilieri, 2 independenți și Partidul Popular European 1 consilier. Total 23 de consilieri al Consiliului Orășenesc Cimeșlia.